Stimați prieteni, vă salutăm în cadrul emisiunii noastre, unde abordăm subiecte de actualitate și de interes pentru dumneavoastră. Vrem să vă informăm că Institutul de Reforme Penale din țara noastră desfășoară în prezent un proiect de combatere a fenomenului de ură și discriminare, cu scopul de a reduce nihilismul juridic și de a susține victimele acestui tip de acestor tipuri de infracțiuni. Mai multe detalii despre acest proiect aflăm astăzi de la doamna Irina Cojocaru, asistentă de proiect în cadrul Institutului pentru Reforme Penale. Doamna Cojocaru, vă salut, bine ați venit. Bună ziua și bine v-am găsit! Vreau pentru început, doamna Cojocaru, să, să ne relatați de la care au fost, hai să spunem, premizele inițierii acestui proiect și anume realitățile din țara noastră. Și în primul rând, care sunt cele mai comune forme de discriminare și de infracțiuni motivate de ură care există în țara noastră? Deci, Însă, și prejudecățile au existat și, și vor exista. Există, există în continuare. <laughs> uh, le numim infracțiuni de ură pentru că este traducerea din din engleză, hate-based crimes. Uh, uh -huh. Noțiunea de ură, în această sintagmă, nu presupune uh, neapărat definiția uh, dexului, să spunem așa, dușmănie sau apatie, în general, cel mai potrivit termen ar fi prejudecata, pentru că prejudecata este forma de intoleranță, anumite idei preconcepute față de un grup social care îl defavorizează, îl marginalizează, în sensul în care vorbim de drepturile lor, de accesul lor la anumite servicii și, în general, de bunăstarea lor în societate. Uh, în contextul Republicii Moldova, acest proiect vine, uh, zic eu, uh, la momentul potrivit, având în vedere că acest proiect are ca scop combaterea nihilismului juridic, cum ați spus și dumneavoastră, și uh, informarea, sensibilizarea opiniei publice, dar și a uh, profesioniștilor din domeniul juridic, de a atrage atenția la astfel de crime, astfel de fapte motivate de prejudecată, pentru că aceste fapte presupun și infracțiuni și contravenții. Da? Infracțiunile sunt ceva mai grav, contravențiile au un prejudiciu puțin mai, mai mic decât infracțiunile. Acest mm -hmm. proiect este în colaborare cu Millennium Partners și cu alte organizații din Republica Moldova, din regiuni, și cu toții pledăm pentru a informa și a aduce un mic ajutor victimelor care au suferit în urma discriminării, dar și uh, a prejudecăților. Astfel, unul din obiective este și acordarea consultației juridice și uh, psihologice gratuite uh, victimelor care au simțit că sunt discriminate într-o anumită situație sau au fost vizate într-o faptă motivată de prejudecată. Vreau aici să mai precizăm care ar fi și care este diferența dintre -o, o infracțiune motivată de ură și, de exemplu, o infracțiune, nu știu, o crimă care a fost făcută din alte motive. Hai să admitem interes economic pe cineva să, să prădezi sau, eu nu știu, sau s-a întâmplat un accident cu consecințe mortale, da? Care e diferența? Și uh, mai ales refer la, referitor la gravitate și la, la pedeapsă, să vă referiți aici. Deci o crimă motivată de prejudecată este uh, alcătuită din două elemente, anume infracțiunea de bază și uh, motivul uh, prejudecății. Dacă vorbim despre infracțiunea de bază, aici avem în vedere anume fapta comisă, da? de exemplu uh -huh. furtul sau omorul sau uh, alte uh, fapte ilegale în privința uh, unei persoane, Uh, dar motivul prejudecății este uh, acea agravantă care presupune și înăsprirea pedepsei și uh, agravarea situației. Uh, în sensul în care vorbim despre, de exemplu, uh, ai comis, a, a comis cineva un furt. El a comis furtul acela în privința unui rom. Deci, și a comis această infracțiune anume din cauza că acela este rom. Da? Uh -huh. Deci acest motiv, această selecție a victimelor presupune și motivul de prejudecată. Dacă să vorbim despre diferența dintre discriminare și prejudecată e bine discriminarea presupune tratamentul diferențiat. A, a persoanelor, astfel încât a, acestea se simt și sunt a, lezate în drepturi, doar că în cazul prejudecății avem o stare de a, intoleranță, dușmănie față de un anumit grup social. Și printre victime poate să fie atât persoana care face parte din grupul social, dar și victimele asociate. De exemplu, um, este un avocat al, al unui rom sau al unei persoane cu dizabilități și ai atentat la viața sau sănătatea avocatului pentru că el este avocatul da. persoanei da. respective. Um, ce pot să mai spun în sensul dat? respectiv și pedepsele, înțeleg eu că sunt diferite. În cazul acestor infracțiuni, da, sunt mai, mai, mai mari pedepsele da, sau Da, pedepsele sunt mai mari, evident, pentru că și uh, impactul uh, asupra societății este mai, uh, mai mare și este mai, uh, ne este negativ, uh -huh. uh, pentru că atunci când comiți o infracțiune asupra unei persoane din motiv de prejudecată, transmiți un mesaj uh, Direct nu doar victimei, dar și grupului social din care acesta face parte. Uh -huh. Și respectiv, și impactul, influența este mai mare a acestei infracțiuni sau contravenții. Uh -huh. Vreau să rămânem la, la, iată, la premizele acestui proiect și să ne spuneți care este percepția generală a societății noastre față de aceste infracțiuni și față de discriminare? Um, în general. Uh... Nu, ne nu neapărat moldovenii dar în general oamenii au această frică de necunoscut sau frică de ceva diferit de ei, au o stare de reticență. Ei bine acest lucru nu justifică uh, faptul ca el să uh, uh, să comită anumite uh, infracțiuni sau contravenții în privința acestei persoane care este diferită de noi sau face parte dintr-un grup social. Trebuie de menționat că uh, persoana uh, asupra căreia se comite o crimă motivată de prejudecată, se include în grupul care aparține unui criteriu protejat. Acestea sunt consfințite în lege, atât în codul penal cât și în codul contravențional și aceste criterii protejate sunt uh, vârsta, sexul, etnia, naționalitatea, starea civilă, uh, starea de sănătate, adică vorbim despre persoane cu dizabilități, orientarea sexuală și așa mai departe. Aceste criterii sunt uh, menționate și stipulate în codul penal și contravențional. Uh -huh. Există, deci, da. da, da. da uh, și am vrut să spun că uh, da, există o atitudine încă uh, uh, nu destul de tolerantă față de anumite grupuri sociale, de aia astfel de activități de informare, de sensibilizare sunt foarte importante în într-o societate, într-un stat care se declară a fi democratic, într-un stat de drept unde uh, drepturile uh, persoanelor sunt respectate. Apropo, care grupuri sociale minoritare din țara noastră sunt cele mai puțin tolerate? Uh, am studiat uh, și interacțiunea dintre da. uh, reprezentanții diferitor organizații da, care apără mm -hmm. drepturile unor anumitor grupuri sociale, dar și am citit un studiu, cele mai afectate sunt persoanele uh, rome, mm -hmm. uh, dar iată, am interacționat și cu reprezentanții uh, asociației organizațiilor persoanelor cu dizabilități, care tot uh, au identificat mai multe cazuri de uh, uh, discriminare sau uh, anumite contravenții, uh, infracțiuni motivate de prejudecată. Și cele mai multe infracțiuni se comit uh, la fel asupra acestor grupuri sau uh, aici? Uh, deci, e, e dacă e vorbim despre motiv, uh, anume motivul de prejudecată, uh -huh. anume uh, asupra acestor grupuri, dar evident că mai avem și alte grupuri care sunt afectate. Uh, avem, de exemplu, când se organizează o parada uh, familiei sau o parada LGBT, uh -huh. uh, atunci se observă și mai mult ura sau uh -huh, uh -huh. intoleranța față de un anumit grup social. Da, da, da. Vreau să trecem acum la proiect, cum a fost el inițiat. Uh, stimați prieteni, proiectul are genere cu abordarea crimelor motivate de ură în Moldova și uh, care sunt principalele obiective. Deja ceva dumneavoastră ați menționat unul din obiective. Cum a fost inițiat și. ce obiective are. Da, deci a fost inițiat în la începutul anului în colaborare cu organizația Millennium Partners uh, și uh, cu alte uh, asociații din regiuni, adică nu ne concentrăm doar în uh, regiunea centrală, dar operăm și în uh, la nord și la sudul Republicii Moldova. Uh, obiectivele sunt, cum am mai spus, acordarea de uh, asistență juridică și psihologică persoanelor care simt că au nevoie. Uh, la început de proiect am uh, lansat o linie ferbinte la care persoanele pot să ne contacteze și să, uh, solicice, să solicite această uh, consultație gratuită. Uh, de asemenea, alte obiective sunt. Uh, uh, organizarea unei campanii de advocacy uh, în privința implementării anumitor uh, politici și anumitor amen amendamente legislative pentru a îmbunătăți lucrurile în ceea ce ține de uh, victimele uh, crimelor motivate de prejudecată. Uh, de asemenea, avem și uh, o campanie de informare și sensibilizare uh, care este și uh, unul din cele mai importante obiective ale proiectului, de a informa, de a educa uh, și de a uh, sensibiliza atât uh, profesioniștii din domeniul juridic, dar și uh, membrii comunității. Uh, uh, aici se includ și persoanele care uh, fac parte din grupurile social mai, mai predispuse a fi uh, victime ale da. prejudecății și avem și tinerii care sunt implicați, având în vedere că tinerii sunt viitorul și este important că astfel de valori ale egalității, mm -hmm. ale respectării drepturilor omului să fie cultivate încă de la vârste fragile, să spunem așa. Deci, unul din obiective sunt politicile și amendamentele legislative. Vreau să ne spuneți ce amendamente și ce tipuri de politici propuneți pentru ca să combateți și să preveniți acest fenomen? Uh, înainte de a trece la idei, vreau să vă spun că uh, în domeniul respectiv s-au operat cu modificări uh, și astfel în, în anul 2022, uh, prin legea 111, s-a modificat sintagma uh, infracțiunilor. Uh, motivate de ură rasială, națională și religioasă prin sintagma motivate de prejudecată. Pentru că este o sintagmă care include mai multe situații posibile, nu doar religioasă, națională și rasială, că avem mai multe criterii protejate. De atunci, evident că legislația s-a îmbunătățit, dar mai avem și anumite idei referitoare la modificarea unui, unui articol din Codul de Procedură Penală, care oferă uh, anumite drepturi suplimentare victimei uh, uh, crimelor motivate de prejudecată. Astfel, vorbim despre articolul 58, alineatul 4, unde victimele. Uh, sunt anumite categorii de victime care pot uh, beneficia de uh, drepturi uh, suplimentare, și anume uh -huh. uh, asistență juridică garantată de stat. Și ideea uh -huh. Institutului de Reforme Penale este de a include în acele categorii de victime și victima uh, crimelor motivate de prejudecată. Da, aceasta este una din idei, dar dacă vorbim de politici, la fel ne-am gândit ca în anumite regiuni să facem o evaluare a situației și să înțelegem dacă este necesar în școală, de exemplu, să fie adoptat sau elaborat o, o politică, un regulament privind combaterea bullying Pentru că și bullying este o, un fenomen des întâlnit, care, Așa. la fel afectează în mare parte uh, copiii care fac parte din uh, anumite grupuri sociale, de uh -huh. exemplu, cum am mai menționat înainte, uh, de altă etnie sau de altă uh, uh -huh. care au anumite caracteristici ale unor grupuri sociale. Uh, da, și aici uh, avem anumite idei, dar da, uh, proiectul este în curs de implementare și au fost înaintate careva scrisori de intenție către autoritățile uh, abilitate. Da, apropo, fenomenul de bullying este foarte prezent în țara noastră, în instituțiile noastre și a, sunt o sumedenie de categorii de copii, deseori discutăm în cadrul serviciului nostru de programe despre problema copiilor cu nevoi speciale, a, și a copiilor care de altă etnie, da. Mai nou avem refugiați ucraineni a, și copii de altă etnie care care trec prin acest fenomen foarte dureros în instituțiile noastre de învățământ. Apropo cine va fi pedepsit copilul sau părintele? Nu, aici desigur că nu ne-am gândit, nu ne-am gândit la pedeapsă, da, dar, dar e cel puțin o, uh, un pas spre a uh, demonstra societății că bullyingul trebuie să dispară. El nu uh -huh. face bine nimănui și uh, poate că de la bullying și se încep alte uh, chestiuni da, mai grave da da, da. Și de multe ori, autoritățile nu intervin, și părinții o iau ei pe cont propriu, inițiativa, și atunci rezolvă ei problema bullying și sau îl exclud pe acel copil din clasă și din școală și îl trimit în altă școală. Există o sumedenie de cazuri. Revenind la proiectul despre care discutăm astăzi, de ce este el necesar în contextul angajamentului Moldovei de a deveni membru UE? Și aici mă gândesc că va apare sau cel puțin se vehiculează în presă și în societate, este precum că dacă ajunge în UE, vezi, doamne, ne vor inunda migranții, vor veni oameni de altă etnie, Moldova este depopulată, se depopulează și în locul moldovenilor vor veni migranți și probabil veți avea mult de lucru la capitolul acesta, pentru că va crește nivelul de intoleranță. Uh, dar, uh, în fine, nu știm ce se va întâmpla. Uh, oricum, de ce este importantă ea în contextul în care noi vom ajunge membruie, în care ne vom confrunta și cu problema migrației și cu faptul că trebuie să acceptăm și pe uh, reprezentanți de alte etnii care vor să se, nu știu, să migreze în țara noastră, să intre, să se refugieze. De ce este important acest proiect? Este important pentru că un stat ca Republica Moldova, care tinde să fie membru a unei comunități atât de mari ca Uniunea Europeană, să respecte uh, anumite uh, standarde, anumite norme, având în vedere că și suntem uh, membre a anumitor tratate a, Așa. internaționale, anumitor convenții, a, chiar Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde este consfințit dreptul la viață, dreptul la libera exprimare, dreptul de a nu fi supus discriminării sau Declarația Universală a Drepturilor Omului. Un stat ca Republica Moldova, care se declară a fi un stat de drept, unde drepturile sunt respectate, este necesar să să fim conștienți că trebuie să respectăm fiecare persoană care ne înconjoară. De asemenea, ce am vrut să spun este că Comisia Europeană monitorizează uh, aplicarea uh, standardelor europene. Avem uh, uh, sunt anumite rapoarte ale Comisiei Europene privind rasismul și discriminarea în contextul Republicii Moldova încă din 1998, adică și sunt uh, rapoarte uh, regulate. Respectiv uh, este bine ca uh, uh, noi, cetățenii Republicii Moldova, dar și cei care se află aici, să uh, se uh, Conformeze regulilor, să conștientizeze că prejudecata este uh, un fenomen care afectează uh, mai multe grupuri sociale și uh, este necesar să uh, stopăm acest lucru. Da, noi, evident, ne-am confruntat uh, pentru că am relatat povestea unor persoane care au migrat în țara noastră, care s-au integrat cu succes și. Uh, în rezultatul interviurilor, iată, am primit și multe comentarii din partea ascultătorilor răutăcioase, motivate de ură, în care pur și simplu era un mesajul de genul să se ducă în țara din care a venit și da, confirmăm, aici, da. Aici vreau să adaug faptul că Institutul de Reforme Penale a acordat asistență juridică mai multor persoane care s-au adresat la noi, s-au simțit discriminate în anumite situații și printre ele erau și cetățenii ucraineni care au venit din Ucraina, drept refugiați, doreau să se încadreze în câmpul muncii și s-au simțit discriminați către angajator, fie la momentul încheierii contractului individual de muncă sau în procesul exercitării atribuților la muncă. Respectiv, da, există acest fenomen, iarăși, cum am mai spus, ne, ne este. Frică de ceea ce nu cunoaștem sau de ceea ce este diferit. Uh -huh. Dar, da, astfel de inițiative, astfel de proiecte sunt necesare pentru a diminua cât mai mult acest, uh -huh. acest sentiment de reticență și de apatie față de anumite grupuri sociale. Da, și tocmai dacă ați menționat despre acest lucru, vreau și cred că este pertinent să vă întreb și să ne relatați poate o poveste sau. Un exemplu, două de succes ale victimilor care au beneficiat de asistența oferită. Ați menționat deja că ați oferit asistență, dar să ne, să ne spuneți o, cazuri în care s-au terminat cu succes. Da, deci uh, Institutul de Reforme Penale, uh, uh, angajații specialiștii Institutului de Reforme Penale au acordat asistență juridică la suficiente mm -hmm. persoane, uh, Majoritatea cazurilor erau fie cetățenii ucraineni care s-au simțit uh, discriminați, fie uh, persoane cu probleme de sănătate, persoane cu dizabilități care încercau să acceseze anumite servicii sau bunuri publice. Uh, din uh, cazuri pot să vă relatez. Uh, o persoană da, cu dizabilități avea nevoie de o anumită consultație medicală la o instituție medicală, dar nu i s-a acordat, pe motiv că avea un comportament, nu știu, specific unei persoane cu dizabilități. Așa. Da, și respectiv personalul medical a refuzat să-i ofere această a, 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 consultație medicală. A, avocatul din partea a, Institutului de Reforme Penale, care a acordat asistență, l-a ajutat să. Să scrie o plângere, o cerere către Consiliul pentru Egalitate, pentru că Consiliul pentru Egalitate este o instituție care um, analizează, examinează cererile privind discriminarea a anumitor persoane și repune victimele în drepturi. Deci este o instituție uh, publică autonomă. Uh, de asemenea, în, un, în alte cazuri, victimele au fost redirecționate către. Oficiul Avocatului Poporului, care este o instituție ce se ocupă de um, cazurile de încălcarea drepturilor omului dintre persoană fizică și autoritățile um, publice, organizații sau persoane cu funcții de răspundere. Deci, aceste două instituții sunt uh, împuternicite să repună în drepturi victimele care au fost discriminate sau au suferit în urma prejudecății. Stimați prieteni, vă reamintesc discutăm în această ocazie cu uh, doamna Irina Cojocaru, asistentă de proiect în cadrul Institutului pentru Reforme Penale. Uh, discutăm despre proiectul care se desfășoară în țara noastră cu genericul abordarea crimilor motivate de ură în Moldova, despre obiectivele acestui proiect și um, care ar fi uh, scopurile lui vreau în continuare doamna cojocaru să ne spuneți cum se desfășoară campania de educare și conștientizare a publicului și ce impact a avut până acum. Deci merge destul de bine și este impactful este foarte cu mult impact. De, încă de la începutul proiectului am setat anumite grupuri țintă, și anume profesioniști din domeniul juridic. Aici vorbim despre judecători, procurori, avocați, parajuriști, cei care, în mijlocit, sunt implicați în astfel de. în investigația, identificarea unor astfel de fapte și interacțiunea cu victimele în crimelor motivate de prejudecată. Uh, S-au uh, desfășurat uh, anumite seminare, instruiri, uh, mese rotunde uh, la care um, specialiștii au fost uh, informați despre uh, cum este corect de identificat și investigat crimele motivate de prejudecată și, în general, faptele care presupun prejudecată la, uh, la bază. Uh, de asemenea, ne-am orientat și spre. Um, uh, organizațiile care uh, pledează pentru drepturile grupurilor sociale care de multe ori sunt vizate în, în crimele motivate de prejudecată. Astfel, aici vorbim despre Centrul pentru Tineret și Femei Dacia, care uh, se ocupă și de uh, respectarea, promovarea drepturilor uh, comunității rome. Uh, de asemenea, în colab am colaborat și cu Centrul Național Romilor, cu, cum am mai spus, Asociația Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, dar, da, n-am uitat nici de tineri, am avut și mese rotunde, anumite activități cu uh, studenți de la Facultățile de Drept, cu tinerii din uh, regiuni, din uh, Fălești, uh, Soroca, uh, am avut și anumite activități în Cahul, uh, unde au fost... Uh, motivați să participe la flash mob unde să promoveze acest mesaj uh, împotriva crimelor motivate de prejudecat, împotriva prejudecății. Uh, și um, unii tineri chiar au scris și uh, eseuri, unde s-au expus asupra uh, problemei uh, uh, prejudecății, cum uh, văd ei soluția și cum se pot implica ei în uh, combaterea astfel, acestui fenomen. Da, am tot vorbind despre campanie, au fost create platforme regionale de dialog și una de succes este la Criuleni, unde împreună cu organizațiile de acolo, împreună cu... Reprezentanții autorității publice locale, am uh, avut careva discuții să identificăm care ar fi problemele în regiune privind respectarea uh, drepturilor unor anumite uh, grupuri de uh, persoane care uh, ar avea nevoie de mai multă atenție, uh, și uh, s-au uh, consolidat eforturile în combaterea uh, acestui fenomen. Apropo de regiuni, care ar fi regiunile cele mai problematice în fenomenul prejudecăților și discriminărilor? Nu avem o astfel de statistică, dar în orice regiune există o anumită problemă, da? sau o anumită chestiune la care se acordă mai multă atenție. Exemplu, în Criuleni am discutat despre acel fenomen de bullying în școli, unde am avut și reprezentanți din acea instituție de învățământ unde a observat acest lucru sau la Suroca unde am avut o activitate împreună cu centrul Dacia am discutat despre care ar fi problemele din comunitatea romă da, comunitatea romă în interacțiune cu, cu societatea cât le este de greu să se încadreze în câmpul muncii că sunt supuși unor comportamente neconforme -ne asupra lor și da, nu este o statistică care regiune este mai problematică. Peste tot există anumite problemuțe. Vreau în final să ne spuneți care ar fi impactul pe termen lung pe care vă așteptați să-l aibă acest proiect asupra societății noastre. Ne dorim un impact cât mai, cât mai mare pentru a ajunge la un rezultat desăvârșit, în care fiecare persoană să înțeleagă care este impactul negativ al acestui fenomen al discriminării, al prejudecății. De asemenea, prin... Politicile pe care dorim să le promovăm și uh, amendamentele legislative pe care uh, Institutul de Reforme Penale le înaintează dorește să uh, îmbunătățească uh, atât uh, modul în care se investigează și se identifică aceste uh, crime motivate de prejudecată, uh, dar și uh, drepturile victimelor uh, crimelor motivate de prejudecată. Pentru că deseori, am citit un raport al uh, poliției. Victimele uh, se tem să spună care a fost motivul pentru care ele au fost uh, afectate. Poate pentru că le este rușine că sunt uh, dintr-un anumit grup social. Respectiv, acest, uh, această inițiativă este foarte benefică și pentru conștientizarea că uh, apartenența la un grup social nu înseamnă că ești condamnat la o, un tratament mai defectuos. Ia asta este și o problemă a crimelor motivate de prejudecată, că victima nu poate schimba starea în care se află. Ea nu poate da, să, da. să nu mai fie romă, de exemplu, sau nu mai poate să-i dispară, să dispară dizabilitatea. Ce? Sunt niște stări care există și uh, această stare poate pune în pericol pe victimă, poate să se simtă uh, în, în nesiguranță din cauza care uh, acel criteriu deja uh -huh. de lege. Uh -huh. În final, cu ce ar putea ajuta mass media în promovarea acestui proiect? pe lângă faptul că mass media doar ne spune la știri despre crime și infracțiuni ca fapte reale care au avut loc. Evident că asta nu ajută și cu nimic nu contribuie doar să relateze în buletinile informative despre crimele care s-au făcut în Republica Moldova. Fie că au fost motivate de ură, fie că au avut la bază alte intenții. Ce ar putea face mass media ca să combată acest fenomen? Desigur că mass media fiind a patra putere în stat mm -hmm. ar putea să se implice foarte mult în, în sensibilizarea și în modelarea opiniei publice în sens pozitiv de a îi ajuta să conștientizeze care sunt consecințele unei atitudini de prejudecată față de anumite persoane și promovarea anumitor prejudecăți nu... Da, ar putea să ducă la ceva uh, negativ. De asemenea, mass media ar trebui să fie foarte atentă la discursurile anumitor persoane cu influență, de a uh, stopa sau de a inhiba orice formă de uh, discurs uh, instigator la discriminare, uh, de, a, de asemenea de a, de a promova uh, și legislația în vigoare să informeze publicul că astfel de fapte sunt pedepsite și nu se admit. Și, desigur, să influențeze și potențialele victime, să le ajute să, să prindă curaj, să vorbească, să raporteze o problemă și să le spună și unde se pot adresa cu această problemă. Adică, mass media s-ar putea implica foarte mult în acest lucru. De asemenea, ar putea să prezinte și anumite, nu știu, istorii, fie de succes, fie de niște istorii care prezintă anumite detalii, date referitoare la faptele motivate de prejudecată. Și, de ce nu, tot prin mass media, autoritățile publice și instituțiile care se ocupă de investigarea acestor crime. Să vină cu anumite rapoarte, să informeze publicul despre acest fenomen și să promoveze respectarea drepturilor omului, în final. Doamna Coșocaru, vă mulțumesc și vă urez succes în desfășurarea și promovarea acestui proiect. Mulțumesc frumos și eu. Stimați prieteni, încheiem aici dialogul um, legat de proiectul care se desfășoară în prezent în țara noastră. Abordarea crimelor motivate de ură în Republica Moldova, un proiect care încearcă să prevină și să combată fenomenul de uh, ură uh, pe, criterii, uh, de, pe diferite criterii atunci când se comit crime și infracțiuni asupra persoanelor din grupuri sociale uh, care sunt minoritare, care sunt diferite. E un proiect cu relevanță în țara noastră, e un proiect care încearcă ca să ne transmită ideea că suntem în primul și în primul rând oameni, suntem egali și toți avem drepturi egale. De aceea vă îndemnăm ca să fiți atenți, să vă informați și să cunoașteți care sunt realitățile din țara noastră și cum care ar trebui să fie atitudinea noastră față de cineva care este diferit de către mulțimea care este în jurul nostru. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost doamna Irina Cojocaru, asistentă de proiect în cadrul Institutului pentru Reforme Penale. Așteptăm mesajele, comentariile dumneavoastră la numărul de telefon 069 38309. Ne puteți scrie mesajele dumneavoastră prin SMS pe Viber, WhatsApp și Instagram. În același timp, există și o linie fierbinte, stimați prieteni, creată în acest scop, la care puteți apela în caz că vă confruntați cu asemenea probleme. O linie fierbinte creată în cadrul acestui proiect de către Institutul de Reforme Penale. Încheiem aici emisiunea, vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră și vă așteptăm data viitoare, până atunci, toate bune, la revedere!